Rusia urmărește să-și mărească influența pe plan mondial, dar anumite metode sunt sângeroase. Grupul Wagner al lui Evgeni Prigozin operează în mai multe țări africane, inclusiv Mali, Siad, Libia, Camerun, Republica Centrafricană, Sudan, Zimbabwe și Madagascar și ar putea să se mute în Burkina Faso. Fotografiile de supraveghere ale armatei franceze arată mercenarii ai grupului Wagner, îngropând cadavre într-o zonă din Africa ce aparține de Mali. Armata privată rusă, cunoscută pentru atrocitățile sale din Ucraina și desemnată ca fiind organizație criminală internațională de către guvernul SUA, și-a oferit serviciile unor guverne, extinzând influența Kremlinului pe continentul african. Grupul Wagner oferă liderilor africani o gamă largă de servicii, de la războiul de dezinformare împotriva oponenților politici, protecția armată împotriva insurgențelor, până la pregătirea armatelor lor. ONU consideră că Wagner a fost implicat în masacrul la peste 500 de persoane din Mali de anul trecut. De asemenea, este suspectat de comiterea de atrocități în Republica Centrafricană. Secretarul de stat al Americii Antony Blinken s-a întâlnit marți la Jeddah cu prințul moștenitor saudit și premierul Mohammed bin Salman. În urma întâlnirii, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a declarat că Blinken și prințul moștenitor saudit au avut o discuție deschisă și sinceră. Ei au discutat o gamă completă de probleme bilaterale, regionale, printre care și problema normalizării a legăturilor dintre Arabia Saudită și Israel. La începutul acestei săptămâni, oficialii din Riad au declarat pentru ziarul Israel Hayom că normalizarea cu Israelul este încă pe masă, în ciuda acordului recent de reconciliere dintre Arabia Saudită și Iran. De ani de zile se zvonește că Israelul are legături în culise cu Arabia Saudită, dar saudiții au negat vehement aceste zvonuri. Premierul Benjamin Netanyahu a precizat că obiectivul său este de a ajunge la un acord de pace cu Arabia Saudită care ar pune capăt efectiv conflictului arabo-israelian. Cu toate acestea, oficialii saudiți au spus în mod repetat că un stat palestinian cu capitala în Ierusalimul de Est este o condiție prealabilă pentru ca Arabia Saudită să normalizeze legăturile cu Israelul. Marți, autoritățile turce au arestat și închis un tânăr de 16 ani pentru că a desenat o mustață pe un afiș de campanie electorală care îl arată pe președintele reales Recep Tayyip Erdogan, a informat presa locală din Turcia. Mai multe ziare apropiate opoziției și posturile private de televiziune Halk TV și Tele 1 au declarat că tânărul din orașul Mersin a fost acuzat că a desenat afișul din apropierea casei sale cu un pix, adică a mâzgălit, cităm, o mustață ca a lui Hitler și a scris comentarii jignitoare. El a fost arestat după ce a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere de pe stradă. Poliția locală a declarat că tânărul ar fi recunoscut că a desenat mustața, în timp ce a negat că a scris comentariile însoțitoare. Dus în fața procurorului, s-a constatat că l-a insultat pe președinte și a fost închis într-o unitate pentru tineri din apropiere. Insultarea președintelui este una dintre cele mai frecvente fapte penale din Turcia, care a pus un număr tot mai mare de jurnaliști, blogger și oameni obișnuiți sub acuzația de insultare adusă lui Erdogan și altor oficiali de rang înalt. Primarul orașului francez Grenoble, Eric Piolle, a propus recent schimbarea calendarului public, înlocuind unele sărbători religioase cu altele laice. Cităm, putem face calendarul nostru mai pluralist, sărbătorind atașamentul nostru față de Republică, a spus Piolle. Președintele Partidului Verzilor a sugerat crearea unor zile comemorative pentru evenimentele istorice majore, cum ar fi abolirea sclaviei sau dobândirea unor drepturi, precum avortul sau căsătoria pentru toți. În prezent, 6 din cele 11 sărbători legale din Franța sunt legate de religie. Cităm, ștergem din calendarul nostru referirile la sărbătorile religioase și declarăm ca sărbători legale sărbătorile laice, care marchează atașamentul nostru față de revoluție, abolirea sclaviei, drepturile femeilor și ale persoanelor LGBT, a mai spus primarul Piolle. Mai multe organizații creștine au criticat ideea, subliniind că Piolle nu respectă moștenirea credinței creștine. Potrivit unui sondaj IFOP fiducial pentru Sud Radio publicat pe 2 iunie, 73% din populația franceză nu dorește să înlocuiască sărbătorile religioase cu sărbători laice.